Corea de Nord se pregătește să reacționeze în cazul unui atac nuclear. La exercițiile ce au durat 2 zile a luat parte și liderul Kim Jong-un, care a supravegheat întreaga acțiune. Demonstrația de forță din partea Pyongyang-ului vine în contextul în care acesta se revoltă în fața exercițiilor militare ale Coreei de Sud și ale Statelor Unite. Liderul nord-corean Kim Jong-un a supervizat 2 zile de exerciții de simulare a unui contraatac nuclear, inclusiv lansarea unei rachete balistice purtând un simulacru de focus nuclear. Toate acestea s-au întâmplat în timp ce Corea de Sud și Statele Unite au continuat propriile exerciții militare. Kim și-a exprimat mulțumirea cu privire la această mobilizare de forță care a avut loc pentru a permite unităților relevante să se familiarizeze cu procedurile și procesele de implementare a misiunilor lor de atac nuclear tactic. Agenția de presă a distribuit fotografii ale lui Kim la test, care nu a fost singur. Alături de el s-a aflat fiica lui cea mică, despre care se crede tot mai mult că ar fi moștenitoarea sa. Fetița este văzută tot mai des în spațiul public, de fiecare dată la brațul tatălui său. În cadrul exercițiilor, o rachetă balistică echipată cu un focus nuclear fals a zburat 800 de kilometri înainte de a lovi o țintă la o altitudine de 800 de metri. Exercițiile au fost a patra demonstrație de forță din partea Pyongyang-ului într-o săptămână și au avut loc în timp ce Corea de Sud și SUA organizează propriile exerciții militare. Exercițiile cunoscute sub numele de Scutul Libertății sunt considerate de către Corea de Nord drept o repetiție pentru o invazie și un act ostil. Cele două țări aliate au organizat exerciții aeriene și maritime la care au participat bombardiere strategice americane B-1B, iar marile lor forțe navale și de marină urmează să înceapă și exerciții de debarcare amfibie la scară largă. Aceste mobilizări sunt cele mai mari din ultimii 5 ani și vor continua timp de 2 săptămâni. We'll be right back.